România mai ai și o funcție importantă și bani fără număr, atunci brusc totul devine posibil. Dar haideți să vedem ce este în stare să facă un primar, având în vedere că el face legea în satul lui. Cine pe cine păcălește, dar mai ales cum reușește domn primar să iasă basma curată din toate încurcăturile, veți vedea doar în această seară. Rândurile unei scrisori emoționează întotdeauna. Ernest pleacă spre Buzău pentru a afla toate detaliile unei căsnicii aflate în pericol. Bună dimineața! Suntem în Buzău. Ar trebui să mă întâlnesc în această locație cu doamna Sârbu, care este soție de primar. Soțul dânsei este primar într-o comună aici, în județul Buzău. Mă rog, hai să facem cunoștință și cu doamna și să vedem ce poveste are, ce are să ne zic. Sărut mâna, doamna Sârbu. Bună ziua. Ernest Francis, canal de... Am înțeles că soțul dumneavoastră este primar. Exact. V-am chemat că vreau să fie urmărit. Ce probleme vă macină? Să începem cu începutul. Vă rog. Soțul meu este primar aici în comuna Buzău. Avem o căsnicie de 30 de ani, din care a rezultat doi copii, băiat și fată. Combinația perfectă. Așa. Băiatul are 22 de ani, este student. Fata are 21 de ani, la fel este studentă. Și apropiați de vârstă. Da. Foarte frumos. Căsnicia fiind de 30 de ani, a avut și suișuri și coborușuri, ca în orice căsnicie. E perfect normal. Simt că de un an de zile mă înșel. Sunteți sigură de asta? Există cu siguranță cineva care i-a sucit mințile, care l-a făcut să se comporte așa. Păi și cum de s-a ajuns aici? Cum de ați aflat, cum de l-ați mirosit? Păi, spre exemplu, lipsește foarte mult. Înainte se întâmpla să lipsească, dar foarte rar, pentru că mergea la București, mergea la ședințe, avea probleme la primărie. Partidul Bătălvina. În schimb, acum se întâmplă foarte des și există și certuri. Există și discuții. Nimic nu-i convine. Știți 100% că soțul dumneavoastră vă înșală, da? Sunt convinsă. Ce vă mai interesează să știți cine este aia, cum arată? La ce bun? Mă interesează tot ceea ce ține de soțul meu. Pentru că este soțul meu și pentru că avem ani în spate de căsnicie, mă interesează. Din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, doamnă, eu pot să trag o concluzie simplă, că nu e prima oară când vă aflați în situația asta? Este prima oară când mă aflu în situația asta, pentru că până acum nu s-a mai întâmplat. Nu vă deranjează faptul că imaginea soțului dumneavoastră va fi pătată, că va fi expus pe un post național de televiziune? Adică eu trebuie să-mi iau un calcul variantele astea, pentru că vă zic, am mai avut de-a face cu primari și sunt extrem de dificili. Și eu m-am gândit la... Te țin de tine ca o râie după aia. Nu mai scari. Te cară prin tribunale, au relații pe la partid, tot felul. Bănuiesc că soțul dumneavoastră nu este independent. Vreau să mă înțelegeți următorul lucru. Deci, căsnicia este căsnicie și vreau să văd doar ce se întâmplă și mă interesează ce se întâmplă cu el personal, iar funcția este funcție. Deci, am înțeles. Inevitabil, doamnă, va avea de suferit și pe plan profesional. Eu am apelat la dumneavoastră să văd cine este persoana, despre cine este vorba, câți ani are. Vreau să știu tot, să văd cu cine mă lupt. Salut, ai întârziat? Ce s-a întâmplat? Trafic. N-are nimic. Hai că avem drum lung. Hai. Stai să vezi ce combinație am intrat. Uimește-mă. La Buzău. A apelat la noi o doamnă Sârbu, Veronica Sârbu. Îți vine să crezi, bărbatul e primar în județul Buzău. Iar primar? Povestea ar fi următoarea. Umblă vorba prin sat și prin tot Buzău, că domn primar e generos și cu dare de mână și că și-ar fi tras o drăguță. Ca orice om politic care se respectă,
Mai degrabă cred că e ca orice bărbat care are posibilitate financiară și a ajuns la vârsta lui. Doamna Sârbu vrea să știe exact cine este fătuca asta. Bine, mergem pe mâna ta. În miez de noapte, bărbatul pleacă de acasă. După aproximativ 35 de kilometri, intră în Buzău. Ajunge într-o zonă de blocuri. Se dă jos din mașină și parcă urmărește ceva. Este nervos. Brusc se ascunde după o mașină. Detectivii văd că pe lângă el trece o tânără. Fata nu-și dă seama de nimic și își continuă drumul. Primarul se ține scai după ea, la fel ca detectivii. După câteva minute, ea intră într-o cafenea. Subiectul investigat rămâne afară. Detectivii observă că în timp ce tânăra se sărută pasional cu un bărbat, soțul nostru e din ce în ce mai agitat. E ca un leu în cușcă. E vină, dragă, dar cum îți permis? Tu mă mai urmărești acum? Da, te urmăresc. Păi nu ți se pare corect? Tu? Cât am investit eu? Nu mi se pare corect deloc. De ce? Mi-ai promis de 1000 de ori că divorțezi de soția ta. Da? Și ai făcut asta? Nu ai făcut-o. Încă acum lasă-mă, te rog frumos. Lasă-mă, te rog frumos. Să-mi refac eu viața mea și tu cauți de treburile tale. Am dat, eu nu m-am ținut de promisiune pentru că timpul nu mă interesează absolut nimic. N-ai făcut nimic din ceea ce ai promis. Nu mai ai voie să fii cu el. Ai am grijă. Voie, fac ai voie ceea ce vreau eu. Și ia lasă-mă, gata, te-ai dus, te rog frumos și lasă-mă. Știe că este căsătorit. Îl respinge că nu e divorțat și mai mult îl face gelos. Cine este această domnișoare de la făcut pe primar să plece în miez de noapte de acasă și îl manevrează cum vrea ea? Salut, nu mă înjura, hai că domnul primar cumva s-a dat de gol. A ieșit din casă în toi nopții și a urmărit o tânără domnișoară. Ce trebuie să înțelegi? Domnișoară are sau nu are o amantă? Are o amantă, numai că amanta la rândul ei are pe altcineva și el e orbit de gelozie acum. La două dimineața, da. Te țin la curent cu alte informații. Ora 7 și 35 de minute. Bună dimineața, Adrian! Faci de mâncare? Da, bineînțeles, pentru tine. Dar până acum, de la 5-6 dimineața, la cât te scoli de obicei, n-ai reușit decât două ouă să faci și nici asta e gata? Păi Adrian, acum, două nicio problemă. De la 5 dimineața. Imediat. Ce nu e ok? Ce nu-ți convine? Tu nu știi ce înseamnă o primărie? De peste tot, telefoane de dimineață până seară. În continuu sunt prins, sunt ocupat și numai cu draș și cu net. Știi bine că îmi țâțâie pe bună dreptate, știi bine. Dacă știi, servește-mă și lasă-mă în pace. Nu înțeleg cu ce ți-am greșit atât. Mi-ai pus o cafea și acum mă iei la întrebări. Lasă-mă să beau și o cafea. Dragă, ce ți-am făcut? Nu mă mai plictisi. Eu nu. M-ai înnebunit, nici măcar cafeaua. Nu mai beau, gata că m-ai înnebunit de cap. Eu este acest motiv. Nu există niciun alt motiv. Hai. Dacă soția îl plictisește, serviciul îl presează și amanta îl înșeală cu un alt bărbat, în cazul de față e normal ca Adrian să fie nervos de la prima ora dimineții. Dar de ce se răzbună pe femeia care îl iubește și îl respectă de 30 de ani? Rușine, domnule primar! Ora 8 și 30 de minute. Deși ar fi trebuit să meargă la primărie, bărbatul ajunge tot în Buzău. Intră într-o florărie. Câteva minute mai târziu, iese cu un buchet de flori. Își continuă drumul. Ajunge într-o zonă de blocuri. Detectivii recunosc aleea. Este aceeași zonă unde au ajuns cu o seară în urmă. De data aceasta, bărbatul nu mai stă pe gânduri și intră în bloc. Un detectiv merge după el și îl găsește în fața unei uși. Laura, hai vă pușa, deschidem și mie. Ești supărată în continuare pe mine? Hai că ne împăcăm. Uite, deschide ușa și vei vedea ce cadou frumos îți ofer. Hai. Hai, dragostea, uite, m-am pus în genunchi, vezi? Acum sigur îmi deschizi, nu?
Uite. Ce faci, mă? Ai venit și tu? Am venit. Uite, îți apăr acest... Ce ai făcut aseară? Ai venit? Am venit. Am venit să-mi cer scuze. Ți-am adus un cadou frumos. Și cum cadoul este cuvântul cheie, aceeași domnișoară care l-a refuzat cu o seară înainte, îl primește acum cu brațele deschise în apartament. Detectivilor nu le vine să creadă ce comportament are acest om cu păr alb pe cap. Se spune că dragostea nu are vârstă, dar parcă e prea de tot. După câteva ore bune petrecute cel mai probabil în brațele amantei, subiectul pleacă fericit. Detectivii sunt în continuare pe urmele lui. Salut, Georgică! Vă salut, domnule primar. Ce să facă? Eram la o cafea. Telefoanele, te rog frumos. Văd că sunteți cam agitat. Nu sunt bine deloc. Nu sunt bine deloc. Am văzut-o azi noapte pe asta. Un vagabonțel pe la bar. Știi, la barul din centru. Și m-am certat și am avut dispute cu ea toată noaptea. Îți dai seama. Era cât pe ce să o bat, să o calc în picioare. Îl iei, să-l duci la secție, să-l scuturăm puțin, să-l sperii. O zi, două, trei, cât ai dat, nu? Îi găsești tu treaba ta, ce motiv îi găsești. Iar în momentul în care la ea acolo, mă sun și pe mine urgent să vin și eu puțin să mă văd două minute cu el. Dar eu nu am un cadru legal ca să-l rețin. Când te-am ajutat cu casa, când te-am ajutat cu terenurile, când te-am ajutat cu poziția ta. Gata, domnul primar, am înțeles, gata, minte? Fac tot. Diseară, neapărat, până diseară, îmi ales ceva frumos, îmi găsești ceva frumos, cât costă, te descurci, e problema ta, da? Găsește-mi ceva mai degagică, mai ceva mai frumos, ceva mai elegant. Să fie pentru Laura. Să fie Laura. Dar tot pentru Laura. Tot pentru nu Laura. Mai găsesc pe altcineva. Ai înțeles ce spun? Primarul, un om în slujba oamenilor, încalcă legea. Pentru ca Laura să fie numai a lui, corupe instituții și cumpără oameni. Așa funcționează autoritatea dumneavoastră, domnule primar. Ai grijă. Vă salut. Salut, să trăiești. Ora 17:30. Ajunge din nou în piața de flori din oraș. Iese cu un buchet de trandafiri roșii. Detectivii se întreabă acum dacă nu cumva în viața bărbatului mai sunt și alte amante pe care trebuie să le împace. Șoferul însă îl aduce acasă. Wow. Lasă-mă în pace! Dă-mă să te pup, dă-mă să... Lasă-mă în pace! Ba da, te-am pupat pentru ca să vezi ce-ți dau. Știi că sunt supărată pe tine. Un trandafir o să-ți încălzească super. Da, ai venit cu florile, crezi că te și iert. Tu știi că sunt atât de supărat. Știi ce stresat sunt, știi ce mi se întâmplă la servici. Totdeauna înnebunesc. Ce vrei acum? Iartă-mă o dată de două. M-am săturat, nu mai pot. Mă cunoști de 30 de ani, nu mă cunoști de 3 zile. Deci, mă ierți? Te rog frumos ca nu să te știu... Iert, nu vreau să te iert, mi-e suficient cât te-ai purtat de urât cu mine și nu vreau să te văd. Ascultă-mă, știi că te iubesc, ești mama copiilor mei, da? Sunt impulsiv, sunt stresat, sunt cum sunt, știi ce pățesc la servici? Eu nu-ți mai accept comportamentul pe care l-ai avut până acum. Privește-mă în ochi când îți vorbesc. Suntem de 30 de ani împreună, da? Gata, hai să uităm. Te rog frumos, diseară mergem la petrecere. Da, la păi cum să nu, când ai nevoie de mine. M-ai invitat. Sunt convinsă. Cum aș putea acum, să merg singur fără tine? Ca să salvezi imaginea. Cum aș putea să merg singur fără tine? Vin și te rogi de mine dacă când e vorba spus de salvarea imaginei tale. Vei vedea cât de bine va fi. Da, cum? Hai te rog să ne calmăm și haide să schimbăm situația casei, situația familială. Te rog frumos, mergem la petrecere și totul se va calma. Începând cu ziua de mâine vei vedea o schimbare radicală. Vedem. Ei bine, când amanta nu-i face pe plac, bărbatul e nervos și se ceartă cu soția. Când însă iubita îl face fericit, domnul primar vine acasă cu drag și cu trandafiri. Doamnă Veronica, aveți grijă, cu o floare nu se face primăvară și nu toate promisiunile unui politician trebuie crezute. Ora 20:45. Pentru că un primar trebuie în primul rând să-și apere imaginea de familist, soții Sârbu merg împreună la petrecere. Ora 2:15. Detectivii sunt luați prin surprindere, dar apucă să-l vadă pe bărbat. Se urcă în mașină și pleacă. Șoferul primarului gonește în oraș. Iese din localitate.
E clar că s-a întâmplat ceva, dar ce? Detectivii se grăbesc și ei ca să nu-l scape din ochi. Ia ascultă, băi, fraiere, tu știi cine sunt eu? Bă, tu știi cine sunt eu? Ai auzit de mine? Da? Și? Primar, nu te primar, potolești? Bă, tu n-ai înțeles că Laura e a mea? Lăsați-l că l-am aranjat eu. Îl aranjez, băi, fii atent ce spun eu, să fie ultima dată dacă mai vrei. Că dacă nu, mufă de te. Ai înțeles? Da? Și ca să nu mă uiți, ia-te de asta. Ai înțeles, da? Abuz de funcție, violență fizică și verbală și sechestrare de persoane. Toate capetele de acuzare pentru un singur motiv. Pasiunea exagerată pentru o femeie. Cum este posibil așa ceva? Imediat ce primarul și oamenii lui l-au abandonat pe bărbat, detectivii au acordat rănitului primul ajutor. Menționăm că se află în afara oricărui pericol și imaginile filmate vor fi duse la poliție. Alo? Salut! Scuze că te sunt tot așa târziu, e ora 3, îmi pare rău. Da, nu e extra niște, mă obișnuiesc cu povestea asta. Stai că nu s-a terminat. Îl mai știi pe polițistul de la terasă, da? Cu care s-a întâlnit primarul nostru. Am întâlnit și am spus bateriile de la telefon. A cedat presiunilor și a făcut ce i-a cerut primarul. Surprindă-mă. L-a servit pe domnișor primarului ca să-l curenteze cumva. Tânărul era legat, scurt pe doi, i-a aplicat un pumn în stomac și a plecat. Cine, primarul a dat în el? Da. L-ai filmat când l-a lovit? Am toate dovezile, da. Toată faza asta pentru o femeie? Pentru o femeie, din gelozie. Deci omul e destul de periculos și nu poți să știi de ce mai este în stare. Mulțumesc. N-ai pentru ce, ne auzim, ceau. Pentru a înțelege de fapt cine este această Laura, de subiectul nostru recurge la gesturi extreme, detectivii s-au deghizat în instalatori și intră în apartament să placeze camere de supraveghere. În tot acest timp, domnul primar ajunge în centrul orașului. Bună ziua, bună. Domnul primar! Bună! M-am adus mașina. Să ne uităm puțin așa de jur împrejur. Mi-am dat seama, da, să văd și eu after. Deci cartea mașinii, da? Ok, pe numele lui Laura, da? Da, da, da. Pe numele domnișoare, așa cum a cerut. Nu știu, chiar nu sunt mulțumit. Mașina... Chiar dacă este îngrijită, nu sunt foarte mulțumit. Nu are valoare acceptabilă față de serviciile pe care le-am făcut eu. Data viitoare, când vom lucra împreună, dacă vom mai lucra, o să cer banii direct. Nu favoruri gen o mașinuță cu niște pampoane și nu știu ce. Ok, deocamdată asta este. Vă rog să-mi lăsați și mie cheile. Eu mi-am îndeplinit o misiune. Am înțeles, doar că asta sunt condițiile. De aici încolo vă rog să-i transmite soțului că totul se face cu plata, cash. O mașină luată pe favorurile de primar, tot pentru Laura. Câte lucruri mai face acest om folosindu-și funcția și autoritatea? Domnule primar, nu ar fi trebuit să vă ocupați de problemele bătrânilor și copiilor din localitate? De bunul mers al lucrurilor pentru care ați fost votat? Nici de cum de așa ceva. Rușine. Încă o dată. De aici încolo nu mai am nicio treabă cu tine. Lasă mașina în față la primărie, da? Da. Ca să vadă proasta aia că sunt la servici, la muncă încă, da? Ea va veni să fileze terenul. Așa? O lași și iei cheile și ai plecat. Astăzi nu mai am nevoie de tine, ok? Detectivii intră în panică. Cum adică știe că este filat de soție? Oare și-a dat seama că este urmărit? Indiferent de situație, echipa e acum în stare de alertă pentru a nu periclita acest caz. Iubirică, unde ești, mami? Unde ești, dragostea mea? Bine, te aștept. Hai, hai. Chiar Doamne, e atât de frumoasă, e la fel cum am vrut eu. Este exact ceea ce ai spus. Poți să mă uit? Te rog, deschide mașina ta. Nu poți să te uiți, sigur că poți. Ce ți-am promis eu și nu ți-am făcut? E culoarea mea preferată. E ceea ce am vrut eu. Spune tu, ce ți-am promis și nu ți-am făcut? Și că și eu îți îndeplinesc toate poftele, așa că răsplata de asta. Salut! Bună!
Ce ai zice dacă ți-aș spune că domnul primar tocmai i-a cumpărat domnișoarei o mașină? Bravo! Pasă, să se strângă acolo probe, la dosar. Nu are domnul nostru bani? Păi, na, are și el resursele lui, fiind primar, îți dai seama. Vrei să te ajut cu un contract ceva, îți cer și eu un comision. Și comisionul ăsta fiind mașina. Cam așa funcționează. O mână spală pe alta. A reușit să montez camere în apartamentul ei? Evident, pentru că trebuie să mă fac și instalator și atunci am intrat în casă și am pus camere și în baie și în dormitor. Și acum... Ai fost instalator? A, păi ce n-am fost la viața mea? Bine, aștept imaginele din apartament. Ceau. Încă un moft îndeplinit. Și care ar putea fi răsplata unei femei când bărbatul care o venerează îi face cadou o mașină? Sunt atât de fericită! Ai văzut ce am putut să fac pentru tine? Acum păi trebuie da. Să faci și tu ceva pentru mine. Îți dai seama? Nici nu-ți închipui ce te așteaptă în seara asta. Voi rezista? Nu știu, inimii arată rezistă pentru asta sau nu. Cabar n-am, vedem. Ha. Am ceva gustoșoc pentru tine pregătit în seara asta. Ei bine, camerele de supraveghere instalate în apartamentul domnișoarei oferă răspunsurile întregului caz. Salut, salut, Petrica. Ce faci, Petrica? Ce să fac? Ia spune repede, ce arde așa tare? Deci, pe scurt, ceea ce vreau să fac este următorul lucru. Divorț. Ai nebunit, omule, ai 50 de ani. Nu mai am 50 de ani. De când sunt cu Laura, zici că am 25, ascultă-mă. Și voi mai întineri. Să vezi cum mă așteaptă seara, în baie. Frumos, cu șampon, cu clăbuci, cu face tot felul de care m-a schimbat cu totul. Tu o să rămâi falit. Ai atâtea afaceri. Ce te faci? Fă-n așa fel ca totul să fie extraordinar de bine. Ar fi o soluție? Adică? Ai moara, ai magazinul, știi că ești în gaură. Este adevărat. S-ar putea să intri în faliment cu ele. Transferă aceste afaceri pe numele soției. Perfect. Ea o să fie administrator, va fi anchetată de către restul, depinde de justiție. Gândește. Am decis. O vreau pe Laura și nimic altceva. Informațiile cad ca un trăsnet. Își folosește puterea funcției. Bate și amenință oamenii care îi fac rău. Cumpără lucruri scumpe amantei, dar să-și bage soția la închisoare pentru a fi un om liber, asta e prea de tot. Un lucru este cert, că domnișoara l-a îmbolnăvit atât de rău, încât nici nu se mai gândește la repercursiuni. Ce faci, om, să faci? Hai, ia loc. Ia loc. Stai jos un pic să discutăm. Sunt câteva probleme de discutat, îmi voie să mă dezvăr și eu. Începe cu telefonul, aruncă bateria, te rog frumos. Trebuie să stăm să discutăm puțin mai serios, așa. Trebuie să divorțăm. Știi bine ce s-a întâmplat cu fondurile europene. Astăzi am fost la servici. De la servici, după ce mi-am făcut treburile la primărie, am fost invitat la parchet. Cum așa? Ascultă-mă. Te-ai găsit altă femeie? Eram sigur că asta crezi. Nu este adevărat. Dă-mi voie să-ți povestesc. Deci, divorțez pentru că merg la închisoare. Dar de ce s-a ajuns aici? Da, vrei să mergi și tu? Vrei să mergi cu tot? Dar de ce n-ai fost atent? Nu. Ți-am spus de atâtea ori să fii atent. Lucrurile au luat o rază. Cu hârtii, când ai semnat. Ai fost atent? Ia loc. Nu contează. Ia loc. Ascultă-mă. Divorțul este unica soluție. Și ceea ce urmează ca tu să rămâi administratora la toate firmele. Știi că avem două firme puternice, ascultă, care vor trece pe numele tău și pe numele copiilor, apartamente, mașini, tot altfel, urmează ca să pierdem tot. Ce dorești? Să pierdem tot și eu să stau închis? Sau chiar dacă voi sta închis, cu acest risc vom reuși să câștigăm ceea ce am strâns până acum? Știi bine, am ținut copiii în străinătate la școală, la facultate. Știi bine, am mers în Maldive, știi bine, am mers în Israel, știi bine, am mers peste tot, ne-am distrat, mașini. Acum, atâția ani de căsnicie. Nu ți-a plăcut să ne plimbăm? Ți-a plăcut, ne-a plăcut. Este tristul adevăr. Ia loc 3 minute și hai să rezolvăm cumva problema. Deci, singurul lucru care se poate face este să divorțăm. Voi trece toate firmele pe numele tău, rămâneți cu ele. Știi că avem apartamentele, știi că avem vila. Știi că avem mașinile copiilor, toate acestea vreau să vă rămână vouă. Dacă mie nu va rămâne nimic, nicio problemă, lasă-mă pe mine să trag eu pentru voi. Tot ce am făcut pentru voi. Ia, șochează-mă. Te șochează. Cheltuieli mă scot cu primar.
te șochezi, nu face cheltuieli, dar un pic gluma se îngroașă și îți propun să încheiem filajul, pentru că riscăm ca soția să ajungă la pușcărie. Evaziune fiscală, 7 ani. Și femeia de ce se aruncă capul înainte în povestea asta? Este soțul ei, îl crede, îți dai seama. De ce? Pentru că primarul pune administrator la niște firme cu probleme. Primarul are și alte firme, alte combinații, îți dai seama că nu sunt tocmai legale. Și atunci, ca să nu riște să piardă, o pune administrator pe soție și va avea drept de semnătură. Și a semnat ceva? Deocamdată nu, pe asta zic, să vii înainte să se întâmple treaba asta. Fac pregătirile și la prima oră să mă apucăm. Ok, te aștept. Imediat ce a preluat imaginile de la echipa de pe teren, Ernest se reîntoarce în Buzău. Mă, crezi că mă tem de ziua de azi? De ce? Și mă gândesc numai la momentul în care vom da ochii cu domn primar, care e băgat în multe combinații și care sigur ne va face o grămadă de probleme. Nu se-i convină deloc, dar deloc, ce-am filmat la el acasă. S-a dat el în stambă cu averea pe care o are. Și stai să vezi că ceva îmi spune că și soția dânsului o să ne facă probleme. Pentru că femeia ne-a mințit. Deci, sincer, nu înțeleg pe oamenii ăștia. Cred că au de-a face cu niște proști sau cu ce. Aici, dacă ne lasă perfect, uite-o pe doamna. Sărut mâna! Doamna, de ce ați ales un loc atât de public și în văzul lumii? Bună ziua, domnul Ernest. Bine ați venit. Haideți, vă rog, să intrăm în parc să facem câțiva pași. Explicați-mi și mie, vă rog frumos, ce-a fost în mintea dumneavoastră în momentul în care ne-ați angajat, ne-ați solicitat ajutorul? Păi am vrut să văd exact cum stau lucrurile și ce l-a făcut concret, pe el să ajungă aici. De ce ne-ați mințit? Eu cu ce v-am mințit? Cu ce te-am mințit? Trebuie să divorțăm. Asta este vestea cea proastă. Dar stai puțin. Ascultă-mă. Dă-mi voie să spun. Știi Dar bine? Nu există altă variantă. Nu mai există niciun fel de variantă. Știi bine că atunci când am luat fondurile și ne-am așteptat la lucrurile astea până la urma urmei, ai văzut bine cum pică toți. Dacă nu divorțăm, dă-mi voie. Dacă nu divorțăm, crede-mă că toate cele bune se vor duce de râpă. Avem case, avem mașini. Avem fonduri, avem absolut firme, avem absolut tot. Firmele, eu... dăm voie, ascultă-mă și după aceea ai să-mi spui. Până la urmă ai să vezi că soluția cea bună este ca tu să rămâi cu totul. Asta a fost discuția mea cu el. Asta nu e treaba ta. Cum adică nu e treaba mea? Păi nu e treaba ta. Asta este discuția mea cu soțul meu. E legată de divorț? Aflăm că aveți o grămadă de firme, apartamente, mașini care trebuie trecute pe numele copiilor. Stai puțin, dar nu înțeleg care e problema ta. E foarte simplu. De unde soțul dumneavoastră primar are la activ firme care își derulează activități? Măi, își trimite copiii la studii în străinătate? Se vorbește aici de apartamente? Deci Dumnezeu știe câte? Asta e problema mea. Ce vorbe? Este mă bazez pe niște familiei fapte. Mele. Dar nu e treaba ta. Nu ai tu nicio treabă cu lucrul ăsta. Cum să nu? Nu e legat de ceea ce te-am rugat eu pe tine. Ba, este legat, doamnă. Ba, pentru că nu soțul este. Dumneavoastră nu v-a cerut divorțul din prea mare grijă ce vă poartă. M-a nebunit fata asta. Ce știe Laura să-mi facă, nu poate să-mi facă nevastă mea în veci. Sunt de 30 de ani cu ea, m-am săturat de viața asta. Ceea ce vreau să fac este următorul lucru. Divorț. Ai nebunit, omule, ai 50 de ani. Omule, suntem cam de aceeași vârstă. Nu mai am 50 de ani. De când sunt cu Laura, zici că am 25. Ascultă-mă. Și voi mai întineri. Nu pot să înțeleg. A spus că l-a sfătuit avocatul să facă pasul ăsta, să treacă totul pe numele dumneavoastră. Că altă cale nu există, că el vrea să protejeze familia, ca să rămână averea la voi. De fapt, el vrea să divorțeze pentru această femeie, pentru această Laura. Hai să discutăm un pic despre minciună, doamnă. Bună ziua. Sănătate. V-am întrebat, soțul dumneavoastră este la prima abatere?
că din felul în care procedează, ceva mă face să cred că... Stați să vă povestesc, stați să vă spun. Am trecut cu vederea, a avut o groază de femei. Le-am luat pe toate ca fiind aventuri. Am fost înțelegătoare, am vrut să fie bine, să nu pierd. Să nu pierd copiii, să nu destram familia. Să pierdeți copiii dacă el era cel care călca pe bec. Am făcut tot pentru a-i fi bine lui. Și pentru a ne fie bine nouă, la întreaga familie. Maldive, Israel, apartamente, mașini la copii, școli în străinătate. Nu pot să cred. Mamă, dar ce v-ați fi imaginat în momentul în care ne-ați angajat pe noi? Că ce? Că vom face o triere? Că o să-l ținem pe soțul dumneavoastră așa în puf? Ascultați, vă rog frumos. Ai moara, ai magazinul, tu ești administratorul lor, știi că ești în gaură. Doamne, nu pot să cred, e vorba de faliment. Transferă aceste afaceri pe numele soției. Va fi anchetată de către restul, depinde de justiție. Am înțeles, deci el aruncă totul pe mine, eu voi fi anchetată, iar el va face acest lucru pentru această Laura, pentru această femeie. Bingo. Cum a putut să-mi facă una ca asta? Nu e vorba despre dumneavoastră, este vorba și despre copiii dumneavoastră, care sunt majori. După 10 ani de zile, nu înțeleg cum a putut să-mi facă una ca asta. Credeți-mă, nu e de joacă cu lucrurile astea. Sunt cu domnul Ernest. Trebuie să înțelegeți că lucrurile, de fapt, sunt mult mai grave. Și să fiți pregătiți. Taică tu mă pregătește să merg la închisoare. Eu o să vin după voi cu domnul Ernest să vedeți cum stau lucrurile, pentru că eu nu mai știu ce să mai zic. Lucrurile sunt destul de... Bună ziua! Luați loc. Ce se întâmplă? E simplu. Tactul mă bagă la pușcărie. Ernest, pune-le tu că eu m-am săturat, tu nu mai pot. Faci la străinătate, nu? Mie de ajuns. Da, în Marea Britanie. Frumos. Mașina tot tata ți-a luat-o, nu? Da, mi-a cumpărat-o tata. Ce legătură are asta cu orice, cu ce se întâmplă aici? Apartamentul? Da, normal că tata ești polițist, detectiv. E absolut normal, nu? Și vă rog frumos să nu vă legați de tata. V-ați întrebat vreodată cu ce bani v-a cumpărat tatăl vostru astea? Este problema lui, are o profesie foarte bună și este normal să aibă ca bani. Ca și primar de comună în județ al României, nu ai cum, Doamne iartă-mă, să ai apartamente, vilă, vacanțe în Maldive, vacanțe în Israel, plimbări cu iahtul, copii. Ba da, se poate, poate, la tata se poate. Pe mine nu mă interesează ce fel de afacere are el, ce face, ce nu face, cu ce învârte, ce nu învârte. Important e că aduce bani, face bani și ne duce, ne face toate poftele și toate concesurile. Și asta nu vă privește pe dumneavoastră. Studiezi dreptul? Da. Știi culmea ironiei. Pentru că dacă taică-tă nu era vârât în toate mizeriile astea, da, nu se punea problema ca maică-ta să plângă acum pe umărul lui frate, tot gândindu-se că se va duce la pușcărie. Stai un pic, ce vorbă e asta? Exact asta vrea. De ce? Ia ascultă aici un pic. M-am îndrăgostit de fata asta de nu mai pot. Deci chiar nu mă mai interesează de familie. În principiu, ceea ce vreau, divorțul. Transferă aceste afaceri pe numele soției. Va fi anchetată de către restul. Depinde de justiție. Nu cred că poate tata să... Nu vine să cred cum poate tata să zică lucrurile astea. Explicați-i, doamnă, ce v-a cerut soțul dumneavoastră, să divorțați? Mergând pe ideea că e cel mai bine pentru familie. Tu ești de vină pentru că tu ai acceptat toate. Doar tu ești de vină. N-am înțeles acum, fiși pe mine. Acum eu sunt vinovată. Ba că eu am acceptat toate lucrurile astea și toate mizeriile. Ca două să vă fie bine. Iar familia să fie unită. A ieșit afară după el și era cu aia. Dar tu ce ai făcut? Te-ai certat seara cu el și a doua zi, vai, 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 v-ați împăcat și gata, a fost tot. Și frumoase din cauza ta s-a ajuns aici, mamă. Azi. Nu din cauza lui, din cauza ta. Acum eu nu înțeleg, voi picați pe mine? Acum înțeleg că eu sunt cea vinovată?
Când da, am acceptat toate lucrurile lui. Din vină tu o ai, mamă, tu o ai. Nimeni altcineva, tu ai cea mai mare din am parte. Pentru că ți-a plăcut luxul. Nu. Ți-a plăcut luxul, ai ți-a grijă? Plăcut să ai bărbat frumos, cu statut social bun, cu meserie bună și așa mai departe. La vine. Am făcut-o pentru voi. Pentru noi? Da. Să vă fie bine. Și ce ne e bine? E foarte ușor să spui că s-a ajuns din cauza mamei tale aici, nu? Da, din cauza ei. Dar tu când ai plecat aici la studii în străinătate, când tatăl tău ți-a oferit acolo o cazare, dacă nu cumva ți-o fi cumpărat și un apartament, că na, posibilitățile sunt. Tu ți-ai pus întrebarea, mă, de unde bănetul ăsta pe capul tău? De la tata! De la tata, era obligația lui să aibă grijă de noi. Și era obligația lui să bage mâna în banii mei și ai altor oameni? Ha? Eu n-am cum să-l judec pe tata. Dar pe mama de ce o judeci? Spune și mie, pe ea de ce o studentă la drept, sau mă rog, domnișoara studentă la drept. Ea și-a dat tot interesul să țină familia asta unită. Să aibă grijă de noi, să fim spălați, îmbrăcați, tot ce vrei. Și dacă a făcut bine asta, ce a făcut? Să fim spălați și îmbrăcați. Și ce a făcut? Ce vezi tu de aici? Ce vezi tu de aici? Ce vezi? O porcărie totală. Tu realizezi că noi suntem într-un... Tu da, realizezi că dacă toate chestiile astea o să afle lumea de ele, o să ajungem vai de capul nostru mai rău ca orolacea după stradă? Sunt foarte conștient, Lavinia, crede-mă că sunt foarte conștient. Da, asta și tu fii cu ea! Bine, recunosc că mi-e milă de ea, e mama, m-aș pune în situația ei. O să ne dea pe postă și ai înțeles? Întrebarea nu este dacă lumea va afla. Observi aceste camere de filmat? Ai idee că în spatele nostru este o televiziune națională? Vă rog frumos, nu vreau să... Uite-te, aleea aia este acolo, ia dreapta și te duci frumos către mașina ta, către viața ta. Înțelegi? Cum să fac asta? Te-ai obișnuit să dai ordine în stânga și în dreapta, dar vezi că noi nu suntem angajații tatălui tău. Mamă, tu ai făcut tot ceea ce credeai că e bine și ai făcut bine de fiecare dată. Am încercat să fac. Ai înțeles de atâtea ori. Nu mai pot, m-am săturat. Ia să vedeți ce atitudine de pudel are domn primar. Deschide, mami, sunt eu. Laura, hai că ne împăcăm. Hai, dragoste, uite, m-am pus în genunchi, vezi? Acum sigur îmi deschizi, nu? L-am călecat de tot, mama. Și de ce l-am călecat de tot? Că mata n-a știut să-i facă plăcerile. Da, ea, ca să știi. Cum n-a știut să-i facă plăcerile? N-a știut, că dacă știe și era în stare... A avut întotdeauna grijă de lângă ea. Tu ești fată de oameni cu pretenții că sunt cineva în societatea asta? Da, și? Și vorbești în halul ăsta de maică ta? Da, vorbesc pentru că merită. Se merită să vorbesc așa. Așchia ta a sărit mai aproape de tată, nu? Nu mi-aș fi dorit să fie altcineva în locul meu și să simtă cum mă simt eu în momentul ăsta. Ce, că pierzi banii? Nu, că mie mi se pare că tu ești foarte ofticată de asta. Despre tata și despre... Și atunci de ce o mai calci tu în picioare când ea e deja la pământ, a? De ce? Cu amantele ea este de vină. Nu-și cer niciodată să-ți fie milă de mine. Și îmi doresc să nu treci prin ceea ce trec eu. Tata a avut amante de când mă știu și toată lumea a închis ochii ca să ne fie bine. Deci incluzând tu, da? Da. Chiar crezi că are nevoie de asta în momentul? Da, și ce vrei să-i fac? Să susții. Nu pot să susții, pur și simplu. E și mama ta. Ia uite-te, când se duce cașcavalul, cum se destramă totul. Fantastic. Iar mie îmi pare rău că nu apreciez nimic din tot ceea ce m-am chinuit eu să fac pentru voi și pentru familie și pentru el și pentru toți. Înțelegeți în ce s-a băgat soțul dumneavoastră? Punctul numărul 1, urmărirea. Punctul numărul 2, mi l-ai prins, mi l-ai dus. În momentul în care l-ai dus, m-ai telefonat și pe mine, am venit. Știu eu cum să-l scutur, să-l ameninț în casă și ia papucii, să-și ia tălpășița, că dacă nu, îl iau eu în primire. Știi bine că Laura e a mea, da? Știi bine cât am cheltuit cu ea, știi bine ce sacrificii am făcut pentru ea, de aici nu mai există cale de întoarcere, da? Omul înțelege că ce se întâmplă la noi se întâmplă în casă. Și din cauza cum mea, nu? Mereu, din cauza mea s-a întâmplat asta, nu? Din cauza ta, da, devine totul public. Treaba asta va fi dată pe post, înțelegi? Că nu cum mai este așa controlul ceva tău. Cum poți mai cât așa dat acordul, prietene? Dar discutăm degeaba în momentul de față. Treaba asta s-o întreb pe taică-tu, nu pe mine, că gata, nu vă fac asta. Una peste alta, eu intru la pușcărie. Nu să fie așa. Hai că vezi că nu e tata în stare, nu e în stare să fac așa ceva. Nu să te bage niciodată la pușcărie. Eu asta am hotărât. Te rog. Poate și eu vreau să mă răzbun pe el. Mama, ascultă-mă. Să vadă și el ce înseamnă. Ascultă-mă, poate zice asta că i-a sucit mințile cât de cât m-am aia. M-am săturat! Dar zeci de amante, zeci de nopți lipsite de acasă, e de ajuns. Te înțeleg, mamă.
Dați un loc, vă rog, o să cădeți din picioare când vă arăt ce să vă arăt. Ia ascultă, băi, fraiere, tu știi cine sunt eu? Bă, tu știi cine sunt eu? Ai auzit de mine? Da? Și? Nu te potolești? Bă, tu n-ai înțeles că Laura e a mea? Lăsați-l că l-am aranjat eu. Că dacă nu-ți da, da? Și ca să nu mă uiți... Uite! Uite, ăsta e taică tu. Uite, cu ei e apărarea. Uite, mă judești pe mine și uite ce faci. Mi se pare mie sau băiatul respectiv era legat cu mâinile la spate? Mi se pare mie sau taică-tu i-a tras un pumn în burtă? Mi se pare mie sau taică-tu l-a amenințat? Câte capete de acuzare avem aici, domnișoara studentă la drept? Hă? O fi făcut el ceva greșit. Da, s-a întâlnit cu iubita lui, cu Laura, știi? Și la taică-tu nu prea-i convine asta, că e un bărbat orgolios. Ia, uite-te că vorbeam de mașină, da? Nu știu, chiar nu sunt mulțumit. Mașina, chiar dacă este îngrijită, nu sunt foarte mulțumit.